When you feel your love's been taken. Lansarea albumului a avut loc pe 20 octombrie, iar primirea a fost fantastică. Topul Billboard 200 măsoară consumul multimetric. Mai pe românește, include vânzările tradiționale de album, dar și numărul de streaminguri. Așa a ajuns Flicker la 152.000 de unități vândute. În prima săptămână de la lansare, Niles s-a plimbat cu albumul Flicker prin mai toate show-urile TV importante. The Ellen DeGeneres Show, Jimmy Kimmel Live și Today. Horan este al treilea membru al grupului One Direction, care lansează un album solo direct pe primul loc, după Zayn Malik și Harry Styles. Singura trupă care a mai reușit asta în istorie a fost legendara The Beatles.